The other thing that's so interesting about being alive is that you're all in. No matter what you do, you're all in. This is going to kill you. So I think you might as well play the most magnificent game you can while you're waiting. Because do you have anything better to do? Really? Why not pick the best thing possible that you could do? Why not do that? Maybe you could justify your wretched existence to yourself that way. I think you could. That's what it looks like. You know, people find such meaning in the responsibilities they adopt, it stops making them ask questions about what life is for. If you have a newborn child, for example, you stop thinking about anything but ensuring that that baby is doing well. And if someone comes along and asks you an existential question about your commitment to that, the right response is, why are you asking me such stupid questions when this is manifesting itself right in front of your eyes? Like, how blind can you be? That isn't a time for questions about the meaning of life. The answer is right in front of you. And if you can't see it, it's not because life has no meaning, it's because you're blind. I mean, that's what the image of the Virgin Mother and the child is all about. It's like, what's the answer to the meaning of life? Here's an answer. We need our belief systems. They orient us. And that means there will be conflict between belief systems, and that can be a catastrophe. And that's being played out everywhere again in very many ways. What's the solution to that? Well, one possibility is there's no solution. It's just mayhem all the way around. Could be the case. But it seemed to me, as I delved into it, that the proper solution to that was to live properly as an individual, because you're more powerful than you think. Way more powerful than you think. I mean, God only knows what you are in the final analysis. You're blind to your own weaknesses, but you're also blind to your own strengths. And so then I think, well, if you got your act together, it'd be better for you, and instantly it would be better for your family, and then it would be better for the community. It's like, how far could you take that? If you stopped wasting time, and if you stopped lying, and if you oriented yourself to the highest possible good that you could conceive of, and you committed to that, how much good could you do? Well, I would say, why don't you find out? Hei, bună seara tuturor! Bună seara, oameni dragi! Încerc să închid, să nu mai pornesc odată Mr. Peterson. Am avut așa în intenție să mă conectez cu voi prin intermediul unui om care mie îmi dă putere, și pentru că nu puteam să-l sun pe Părintele Iustin de la Mănăstirea Oașa, pentru că în general cuvântul putere mă duce cu gândul la Părintele Iustin de la Mănăstirea Oașa. Am zis, atâi, apelez la cineva din mediul care e cumva accesibil și cu care mă pot conecta indirect și cu care mă pot conecta mai apoi cu voi. O să vă întrebați de ce am avut nevoie de putere. Pentru că astăzi m-am simțit fără putere. M-am simțit fără putere de dimineață. Am schimbat tema acestui live de mai multe ori. Și am fost un pic deznădăjduită. Pentru mine, vremea aceasta este una a provocării, a abdatării, habar n-am, a minții mele, a reformatării creierului meu prin felul în care mintea se reașează și se integrează în relația cu mine și în relația cu ceilalți. Încerc prin această integrare să mă aliniez oceanului meu mental, încerc să mă așez și să mă aliniez și oceanului mental a oamenilor din jurul meu. Încerc cumva să-mi provoc aceste inside-uri de conștiință eu cu mine, de exerciții pe care le fac și pe care vreau să ți le predau astăzi din toată inima. Încerc în același timp să empatizez cu oamenii din jur. Poate că și faptul că eu mă întâlnesc cu efectiv sute de oameni în fiecare săptămână, gândindu-mă la 3 serii de studenți, sunt undeva la 300 de oameni în fiecare săptămână, pentru că sunt aproape de oamenii cu care fac consiliere, există în mine acest gând că ceva se întâmplă, reacționăm la impulsuri și la emoții, parcă mai nefiresc, și spun, poate că ar fi bine să spun în primul rând despre mine că se întâmplă asta. Până la urmă nu știu dacă este generalizat lucrul acesta, dar mie mi se întâmplă acum ceva și simt că am nevoie să am grijă de sănătatea mea mentală. Am convingerea că nu este doar despre mine, dar în seara aceasta, fără să mă plâng,
căutând doar soluții, vin în fața ta și îți spun cum reușesc eu și cum caut, de fapt, că să-mi găsesc soluțiile și să reușesc să trec, de exemplu, peste ceva cum s-a întâmplat astăzi de dimineață, când am primit un mesaj pe WhatsApp, am primit două e-mail-uri, am mai primit un mesaj pe telefon în care eram cumva atenționată, certată, cumva judecată pentru faptul că pe grupul Dietetica minunata noastră Adriana Leșovski face o meditație în care pomenește niște lucruri care nu sunt tocmai în cultura creștin-ortodoxă sau mai exact ortodoxilor, nu le-a plăcut sau nu le-a, i-a zgâriat pe urechi lucrul acesta. Și m-am întristat pentru că din capul locului, atunci când vrei să faci un lucru bun, e posibil ca nu toți oamenii să-l perceapă de bun, dar n-am înțeles niciodată de ce acei oameni care nu-l percep de bun, și n-am nimic cu niciunul dintre ei cu care am vorbit astăzi și m-am sfătuit și le mulțumesc tuturor, este despre altceva mai larg, n-am înțeles de ce oamenii care nu rezonează în anumite contexte cu ceea ce se întâmplă, așa cum poate eu nu rezonez cu lucruri pe care intru în anumite grupuri, în anumite ce se întâmplă în anumite contexte, pur și simplu spun la revedere și îmi văd de drum și îmi caut drumul. De ce trebuie să judecăm? De ce trebuie să blamăm? De ce trebuie să arătăm cu degetul? De ce trebuie să ne spunem noi părerea care este clar, clar, net superioară sau de valoare considerată în fața celor care fac lucruri care noi, pe care noi nu le cuprindem? Judecata aceasta, să știți că ne scoate oricum din starea de atenție. În momentul în care judeci ceva, capacitatea ta de a fi atent și de a-ți crea noi rețele neuronale în mintea ta, în creier, conexiuni, este sabotată categoric. Știi tu mai bine, știu eu mai bine și îmi dau cu părerea. Cum ar fi să nu știi și să iei îndemnul pe care eu l-am luat în acest început de aprilie, cuvântul pe care l-am invitat să-mi definească luna, fiind integrare, și gândul care pornește odată cu el este foarte simplu și îl repet. Fii un om bun. Caută să fii un om bun. Iar dacă nu poți să fii, fii măcar atent și vigilent în aceste vremuri. Poate că dacă nu reușim să fim niște oameni buni, s-ar putea prin răutatea ascuțită care este în această vreme să facem rău celor din jur. Și când facem rău celor din jur, ne facem rău nouă. Dragii mei, hai să pornim. Să vă spun ce fac eu. Să vă spun și să râdem puțin împreună, să râdeți împreună cu mine pentru faptul că astăzi m-au deturnat aceste feedback-uri. Adriana Leșovski, dacă te uiți acum, eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru ceea ce faci pe grup. Pentru că chiar dacă tu acolo în meditație ai pomenit de ceva ce nici eu nu înțeleg și nu este în practica mea, pur și simplu mă bucur doar de faptul că dăruiești. Uneori poate sărim peste acele cuvinte pe care nu le înțeleg și liniștindu-mă într-un proces de respirație. Atât de fain în cartea, una dintre cărțile, pentru că am două cărți astăzi, pentru că suntem în post, vreau să-ți prezint și o carte scrisă de o scritoare din Grecia absolut fabuloasă și o carte mai special, așa, pe neuroștiința fericirii. În această carte a lui Neuroștiința Fericirii spune atât de frumos cum ar fi ca din fiecare respirație a ta să faci o adevărată aventură. Așa că dimineața cu Adriana Leșovski este despre respirație, este despre liniște, este despre așezare 10-12 minute. Apoi respirațiile la prânz în provocare, apoi ce se întâmplă pe fiecare seară în introspecția personală. Dacă unii dintre voi nu înțelegeți exact ce se întâmplă acolo, căutați, ori să stați deoparte, să faceți doar ce aveți nevoie din acea provocare, ori să pur și simplu să înlocuiți anumite lucruri care nu rezonează cu voi. Da? Cu îngăduință, suntem 8100 de oameni acolo, hai să încercăm să ducem cumva starea aceasta și gândul acesta al meu de a fi bun și a fi niște oameni buni, să-l ducem cu noi în acest grup mai departe. Vreau să vă spun ce fel de ceai beau în seara aceasta. Doamne, miroase atât de bine. Este un ceai after dinner, un ceai organic, stai un pic.
mi intră mesajele și nu mai văd, am foarte multe ferestre deschise. Iacătă, un ceai organic after dinner este din fenicul, coriandru și șinduf. Poate că nu-l găsești în forma asta așa de special, dar poți să-ți iei tu aceste plante, fenicul, coriandru și șinduf, și să-ți faci un amestec, crede-mă, este absolut minunat. Un ceai după cină, după masă, digestiv, absolut, mă îmbrățișează, toate aceste plante merg extraordinar pe partea de digestie, de curățare, de toxifiere. I love it. Îmi stă foarte bine în roșu. Mulțumesc, Elena, draga mea, te iubesc, drag ție de mine, cum și mie mi-e de tine. Bună seara, vă îmbrățișez pe toți, văd... puțin la început cu maestru Peterson am scris eu, da? Ok. Mulțumesc foarte mult. O temă foarte bună venită la grijă de psihic. Bun, hai să trecem la psihicul nostru să vedem cum îngrijim de el. V-am spus că eu cred că suntem într-un moment în care mintea noastră se schimbă, creierile noastre au nevoie de pur și simplu de o schimbare, pentru că cineva m-a întrebat astăzi, dar de ce te uiți la știri? Nu mă uit la știri, doar că vorbesc zilnic cu mama și mama are grijă să mă updateze cu tot ceea ce este nou în lume și nu mă deranjează asta. Nu vreau să fug de ceea ce se întâmplă în lume, mai ales că am nevoie să fiu cât mai trează și anul meu este treaz și iată, integrare este un alt cuvânt, cât mai trează și cât mai cumva aliniată și să văd ce pot și ce am de făcut în aceste timpuri. Am pornit luna aprilie cu o dorință de detox mental, cu o curățenie la nivel mental. Te-am provocat să faci o curățenie de paraziți intestinali cu Nick Vorm, ți-am povestit despre asta. Bineînțeles că te sfătuiesc în continuare să, poate că acum, pe ultima parte din postul Paștelui, să începi în următoarea perioadă, mai sunt nici 20 de zile, poate că începi să mănânci mai curat, să faci o detoxifiere, habar n-am. Mie mi se pare o binecuvântare că traversăm această perioadă și putem să mâncăm curățenie. Astăzi am mâncat o ciorbă de ștevie. Mulțumesc, doamna Maria, pentru că mi-a pregătit-o. O ciorbă de ștevie și o fasole frecată cu salată de varză roșie. Asta a fost meniul meu la prânz. Este mâncarea mea preferată, fasolea roșie. Habar n-am când o să o schimb, dar cred că dacă îmi dai un platou de fructe de mare și o fasole de frecată cu salată de varză, numai dacă e un mediu prețios și pretențios, aleg fructele de mare, în rest aleg fasolea, că știu cât de bine îmi face. Mă întorc la luna aprilie. Hai să gândim un pic despre ce înseamnă această curățenie. De ce mi s-a părut că Adriana Leșovski a venit spre noi precum Dumnezeu ar fi trimis-o? Pentru că eu cred că avem nevoie de timp cu noi. Dragii mei, dacă vrem cumva să integrăm mintea noastră, avem nevoie să ne ocupăm de creierul care generează această minte. Și asta se face prin introspecție. Asta înseamnă un timp cu noi. Avem nevoie de timp cu noi pentru că suntem mulți dintre noi care nu știm ce e aia timp cu noi. Adică timpul cu noi nu-i să te uiți la seriale, timpul cu noi nu-i să citești o carte, timpul cu tine e să stai cu tine, să-ți simți vria interioară, să simți vibe-ul tău, să pui acea mână pe piept și acea mână pe abdomen, cum ne învăța Daniel Siegel în Vâltoarea Minții, să stai, să respiri, să stai în liniște într-o meditație care poate fi ghidată, care poate fi și cu cuvinte, care poate nu sunt atât de ortodoxe, dar nu te lega de detalii până când n-ajungem noi la o aliniere cu dimensiunea noastră corporală. Nu cred că se supără Dumnezeu dacă intenționăm lucrurile bune. Acum cei care sunteți sigur angrenați în rugăciune profundă, nu o să meditați cu noi și vă felicit pentru că sunteți acolo. Îngăduiți-ne tuturor să facem pașii exact așa cum e ritmul fiecăruia dintre noi. Dacă nu putem să fim buni, să fim măcar atenți și vigilenți să facem bine în jur. Și mă întorc înapoi la această curățenie mentală și timpul petrecut cu tine și mă gândesc că atunci când vă spun despre timp cu tine, mă gândesc în primul rând la această capacitate de introspecție, mă gândesc apoi la punctul 2, la capacitatea de empatie cu cei din jur și mă gândesc mai apoi la integrarea mea cu cei din jurul meu.
Când mă gândesc la timp cu mine, mă pot gândi și la timpul cu ceilalți, dar vreau să rămân un pic la timpul cu mine. Și am să vă spun că atunci când cumva îți acorzi acest moment de timp cu tine, și noi facem asta, cu Adriana dimineața 12 minute, la prânz când ne oprim 2 minute, și ieri și azi am fost alături de voi, probabil că de mâine nu o să mai fac asta, doar o să mă gândesc și eu, cum o să vă gândiți și voi, că undeva la 6:30, 3, la 6:30 dimineața ne punem în meditație fiecare dintre noi. Hey. Îmi pare tare rău. Când termin la ora 8:30, vin să te ajut. Bine? Imediat e jumate. Ok. Saskia vă salută cu drag, are nevoie de ajutorul meu. La 8:30 o să fiu alături de tine, da? Hai până la 8:30, cât mai avem, și 17 imediat, să vă spun că e foarte important să ne concentrăm poate și doar pe respirația de care vă vorbeam. Știu că suntem foarte puțini, foarte puțini, care facem 10 respirații inspir și expir conștient. Și e foarte important să introducem aventura în fiecare respirație noastră. Să urmărim gândurile care vin și pleacă. Pur și simplu să stai și să-ți conștientizezi respirația în timpul cu tine sau gândurile care vin și pleacă. Ce face acest timp cu tine? Integrează creierul. Integrează și îmbunătățește relațiile cu cei din jur. Pentru că atunci când ești zen, clar, te manifesti zen și cu cei din jur. Iertare pentru acest termen. Nu vă deturnați prea tare că l-am folosit. Aduce mai multă integrare în viața noastră cu totul. Ne fortifică mintea realmente. Dacă intru în neuroștiință, o să vă spun că există o enzimă telomerază care repară capetele cromozomilor și aceste reparații și structurări la nivelul cromozomilor face ca aceștia să conlucreze la menținerea celulelor individuale și a sănătăților. Pot să spun că în momentul în care petrecem un timp cu noi și ne setăm atenția ca și stare, pur și simplu se generează această integrare cerebrală prin capacitatea de a fi atenți și prezenți. Când petrecem timp cu noi, și sistemul imunitar e îmbunătățit, pentru o chimia se schimbă și te aliniezi și stai și ești cumva prezent, dar se schimbă, dragii mei, capacitatea noastră de a fi înțelepți, devenim mai înțelepți și mai buni. Se structurează în creierul nostru cortexul cingular anterior, este o formațiune foarte faină, care este cumva administratorul general al creierului, pentru că are legături și corelează emoții cu stare cognitivă, dar cel mai mult el capacitează atenția cerebrală. Mai apoi, timpul cu tine te duce către timpul cu ceilalți și integrează relațiile și interpersonalitatea ta. Când avem un timp cu noi, avem acea integrare de care vă spuneam și haosul și rigiditatea din viețile noastre se nasc dintr-o integrare defectuoasă. Atunci când suntem integrați, suntem armonioși. Atunci când nu suntem integrați, suntem în haos. Suntem imprudenți, suntem imprevizibili, suntem cumva rigizi, blocați, paralizați, schimbători. Cât de mult aș vrea să luați în această perioadă, care e așa de faină înainte de Sfintele Sărbători de Paști, înainte de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, să luăm cu noi acest timp cu noi, această creștere personală, integrare cerebrală, mentală. Îmi doresc foarte mult să fac asta pentru că probabil ultimele două săptămâni înainte de Sfintele Sărbători îmi voi lua această pauză. După cum știți, în fiecare primăvară și toamnă vă îndemn și fac și eu același lucru, detoxul digital. Nădăjduiesc că e timpul și pentru mine să fac acest detox digital. 2-3 săptămâni în care să fie liniște, o avem pe Adriana care se ocupă de grup, am cu drag acolo de nădejde, sunt bucuroasă că le-a rânduit Dumnezeu așa și pot cumva să mă retrag și eu. Și unii dintre voi aveți nevoie să fiți îndrumați și puteți să mergeți în continuare în provocare și vă îndemn să faceți asta. Eu cumva mi-am luat notițe de-a lungul timpului și pentru mine cumva e clar ce
ce simt să fac și ce-i de făcut. Mi-ar plăcea și în ultima săptămână, în săptămâna mare, să ajung la mănăstirea Oașa. Am nevoie și eu de timp cu mine. Poate că ai și tu nevoie de timp cu tine. Creier, înțelepciune, imunitate, structură celulară prin telomerază bună, toate aspectele astea ale vieții sunt cumva armonizate. Ia-ți timp să respiri, să vezi ce-ți trece prin gând, să-ți rânduiești gândurile, să te liniștești pur și simplu, să te integrezi cu tine și cu cei din jurul tău. Aș vrea să-ți spun că avem un creier care cumva se schimbă în permanență, în fiecare zi, iar relațiile vindecătoare cumva. Și când spun vindecătoare, mă gândesc și la propria relație, la relația cu noi. Relațiile vindecătoare sunt cele care ne susțin integritatea aceasta a creierului. Cumva, în momentul în care spun că pot să vindeci relația cu tine, mă gândesc, nădăjduiesc să se uite acum la o femeie dragă cu care lucrez de ceva timp și oamenii cu care lucrez și cu care mă întâlnesc frecvent îmi devin foarte apropiați. Știu că nu poți să te împrietenești cu pacienții, cu clienții, însă mie viața mi-a arătat că cu foarte mulți dintre ei m-am împrietenit și avem relații foarte bune în timp. Aș vrea cu tare, tare mult să se uite cea despre care o vorbesc și să mă asculte când spun că vindecarea propriei relații înseamnă vindecarea vieții și înseamnă creșterea de aici înainte întru totul a dimensiunii vieții. Când vrei să vindeci nu doar cu cei din jur, trebuie să vindeci cu tine, să te ierți, să te iubești, să-ți asumi și să pornești așa cum ești înainte. Odată ce realizăm aceste procese de vindecări, cumva cultivăm și sentimentele de speranță, de putere, cumva și direcția noastră se schimbă cu totul. Vreau, pe lângă timpul cu voi, dați-mi voie să mai beau un ceai și să mă uit pentru că am un flow și nu m-aș fi gândit că o să fie așa, dar iată că mă bucur, vă îmbrățișez. 8.000 de oameni, ce frumos, da, Claudia, atâtea suntem, 8.100 de oameni, așa a rânduit Dumnezeu să fim în 2 ani 8.100 de oameni. Uh-huh. Da, vă îmbrățișez pe toți, Adriana ești cu noi și Adriana Leșovski și Adriana Ioana Pârvulescu, Sofica, multe, nu știu câte persoane suntem astăzi, dar vă îmbrățișez pe toți și vă iubesc și vă îndemn să vă luați timp cu voi, fie alături de Adriana în provocarea din dietetica împreună, să vă luați timp cu voi, fie prin exercițiile pe care le inserați în viețile voastre, cele care ați participat la workshop-ul Femeia, știți că am prezentat acolo exercițiul de la Greg Bennett în coerența dintre minte și inimă și ce fain e să stai și să te liniștești și să-ți țin respirația și te simți în siguranță și te gândești la compasiune sau la recunoștință sau la lucruri pe care le iertați sau pe care le ierți atunci sau pentru care ești recunoscător. Pe lângă timp cu voi, luați-vă timp și înainte de Sfintele Paști și mă iertați dacă lipsesc vreo 3 săptămâni, o lună de din mediu. O să postez ce simt și când simt. Și vreau să vă îndrum spre câteva exerciții pe care eu le-am luat din cărțile pe care vreau să vi le arăt astăzi odată. Este vorba despre această carte, Neuroștiința Fericirii, Daniel Siegel. L-am luat pe Daniel Siegel la rând. Am mai multe cărți pe care le-am citit mai demult, dar acum am vrut să completez tot ce a scris omul acesta. Dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare. Ceea ce eu vă povestesc astăzi are rezonanță cu cărțile pe care le citesc, în care caut să mă vindec și eu, la fel ca și tine, la fel ca noi toți, în care caut să mă integrez, în care caut să fiu bine pentru mine și pentru cei din jur. E o carte grea pentru cei care n-au cunoștințe despre creier și despre neuroștiință, o carte însă pentru cei care au această cunoaștere extraordinară. Vorbește despre foarte multe lucruri care sunt în cufundarea în experiență directă, care sunt cumva un must-have al creierului transformat al nostru acum sau în transformare, și spun super asumat când vorbesc, având în vedere câți algoritmi ai inteligenței artificiale sunt
pole position să ne ia toate funcțiile cumva, nu sunt răutăcioasă, ți se pare, nu sunt răutăcioasă. Deci este o carte pe care eu am citit-o cu pixul în mână, o carte pe care eu ți-o recomand dacă este cam așa, da, pe care eu ți-o recomand cu drag. Din această carte am luat niște exerciții și vreau să-ți povestesc despre aceste exerciții. Odată, timpul cu tine, da? Timp cu tine, timp cu ceilalți, liniște, respirație, Adriana Leșovski în grupul Dietetica, controlul gândurilor, vezi ce trece prin gând, minte. Poate faci de mai două ori pe zi, trei minute sau cinci minute. Astăzi am scris despre numește și îmblânzește. Doamne, pe lângă mesaje și telefoane, că de ce fac eu exerciții care nu sunt tocmai ortodoxe în grupul Dietetica, mai târziu a venit și un feedback vis-a-vis de cartea pe care o vreau foarte multe lucruri să spun și să-și termin că la 30 Saskia va fi aici în ușă. Cartea pe care o scriu, Psihologia disciplinei. Mulțumesc, Adriana Roman, că mă susții și că suport toate și ale mele deturnări. Feedback-ul pe care l-am primit de la editură m-a deturnat total. Am avut așa o revoltă, dar sunt subapreciată. Mi-au spus numai lucruri de rău, m-au subestimat, nu mi-a scris nimic de bine. M-a liniștit Adriana, mi-a pirat calmă, aliniată. Poate că uneori fac și eu asta pentru ea, nădăjduiesc, dar astăzi mi-am zis, îmi scapă cu totul emoțiile de sub control. Iau lucrurile mult mai personal decât înainte, stând haos. Am nevoie de pauză. Numește și îmblânzește. Poate că numai eu sunt așa, poate că ești și tu din când în când. Numește și îmblânzește. Numește și îmblânzește un exercițiu întâlnit în Daniel Siegel la nivel cerebral. Atunci când știm să numim o anumită emoție, contribuim categoric la atenuarea ei. Te gândești și reflectezi la ce simți, de unde vine această emoție, ce spune ea, ce vrea ea să-mi arate. Integrarea trebuie făcută prin observare, povestea mai apoi se conturează prin integrare controlată. În tensiuni emoționale, denumirea îmblânzește, numește și îmblânzește, este cât se poate de la îndemână și te aduce într-o stare pas cu pas mai bună. Dacă te ajută și cineva, cum a fost Adriana Roman pentru mine, bine, dacă nu, numește și îmblânzește. Timp cu tine, prin respirație, prin meditație, prin conștientizarea gândurilor. 2. Numește și îmblânzește. Și mai am acel exercițiu al lui Daniel Siegel, care îmi place enorm, enorm de mult și pe care vreau să-l reiau acum și să ți-l arăt încă o dată. Este acel exercițiu pe care Daniel Siegel ne învață ca o mână să o punem pe piept și o mână să o punem pe abdomen. Și în momentul în care facem asta și respirăm profund și conștient, să fim atenți să ni se umfle și partea de abdomen și să nu respirăm doar aici și să simțim respirația în abdomen. Și în momentul în care stai și simți 3 respirații altfel, e ca și când te-ai lua în brațe și te-ai îmbrățișa. În momentul în care ai respirat de 3 ori, poți să schimbi și să pui cealaltă mână. Și la fel, de 3 ori să inspiri și să expiri. Și la fel, e ca și când te-ai lua în brațe. Ce am zis? Că atunci când începi vindecarea, în primul rând cu tine, să nu mai fii atât de dur, de aspru, de critic, să fii cel mai bun mângâietor al tău, atunci începi, de fapt, să trăiești la o altă dimensiune mentală, spirituală, în alt, cu totul și cu totul alt mod. Dragii mei, acestea sunt exercițiile și coerența, bineînțeles, dintre minte și inimă prin acel exercițiu de respirație cu o mână așezată pe umăr, ești 30, ați auzit-o pe Saskia. De unde am fi învățat să fie punctuală ca ceasul elvețian? Credeți că de la mine? Oh, da. Hai să trec și la cartea, care o carte absolut genială, absolut genială. Maria Pastormadis, du-te, deschide că vin și eu. Maria Pastormadis, da, vrei să spui ceva oamenilor? Salut pe toată lumea? Nu? Ok. Sfântul, dragii mei, unde găsiți o carte cu această autoare din Grecia? Nu ezitați să le savurați. Știți cum e cartea aceasta, Sfântul? Mama, tata, Tibi, toți oamenii din jurul meu au pus mâna pe ea și n-au mai lăsat-o, pentru că este despre o măreție umană, sufletească, de o dimensiune la care
Oh, să ne ajute Dumnezeu, nădăjduie să putem să ajungem unii dintre noi măcar ca să ne tragem pe toți în direcția aceea. Sfântul este o poveste a unui om care, datorită iubirii, își sacrifică toată viața. Iubirii față de fratele său. Este o carte, ai pus mâna pe ea, nu mai poți să o lași, pentru că e atât de faină, e atât de bună și îți stresare sufletul prin mesajul pe care îl primești. E o carte, Îngeri, acești slujitori ai slavei lui Dumnezeu. Iacă-tă, slavă ție, Doamne, amin. Coliba mea strălucea. O poveste incredibilă. Mai e un lucru de care trebuie să vă atenționez. Să vă luați niște șervețele, pentru că se plânge mult când se citește cartea asta. Dar e un plâns tot de vindecare. Și cred că avem nevoie toți de un pic de vindecare, să dobândim un pic de blândețe, ca mai apoi să dobândim mai multă integritate, ca apoi să ne înălțăm conștiința. Și gândul poate că nu o să ne mai întâlnim până de Paști într-un live, nu știu exact cum rânduie Dumnezeu, chiar le las pe toate cum rânduie Dumnezeu. Dacă nu poți să fii bun, fii măcar atent și vigilent și nu uita, denumește, îmblânzește timp cu tine. Nu uita de exercițiul cu îmbrățișarea și mâinile. Ia și cartea asta, caut-o, devorează-o, îi înălțătoare. Ia pe cineva de mână acum, în brațe, bucură-te tare, să ne ajute Dumnezeu, să nu judecăm. Acolo unde nu înțelegem, să ne vedem de drum, să cerem ajutor, ori să ne vedem de drum. Nimic din ce am spus în seara asta n-a fost cu răutate vis-a-vis de cei care m-ați atenționat că poate nu fac lucrurile bune. A fost foarte simplu pentru mine să mă retrag și să spun, a, uite, ești și criticată, pleacă de pe Facebook, oprește-te cu social media, pentru că oricum ți-e greu să integrezi acum viața dinainte și social media cu ce faci împreună să le faci. Dar Dumnezeu m-a rânduit până acum. M-a rânduit cumva. Slavă Lui! Slavă Lui Dumnezeu pentru toate! Vă îmbrățișez, vă iubesc, fiți buni, iar de nu, fiți măcar atenți și vigilenți. Vă iubesc și vă mulțumesc!